combaterea propagandei islamiste, mai ales pe internet. Un apel asemănător a venit din partea omologului belgian, care propune crearea unei liste europene a combatanților străini care se alătură jihadului. A ieșit însă în evidență declarația dată presei spaniole de ministrul Jorge Fernández Díaz, care a anunțat că țara sa dorește reintroducerea controalelor în interiorul frontierelor Schengen, inclusiv prin modificarea tratatelor în vigoare. Noi discuții la nivel european vor avea loc mâine la Bruxelles, iar pe 18 februarie președintele american Barack Obama va găzdui la Washington un summit dedicat luptei împotriva extremismului violent din întreaga lume, a anunțat ministrul american al justiției prezent la Paris. La Iași, câteva zeci de persoane au participat astăzi la un marș al tăcerii organizat ca urmare a evenimentelor tragice din Franța. Inițiativa a aparținut studenților francezi aflați în sejur de studii Erasmus la universitățile din acest municipiu. Printre participanți s-au numărat studenți francofoni, cadre didactice și oameni de cultură, transmite Radio România Iași. Muftiul cultului musulman din România, Iusuf Murat, i-a condamnat dur astăzi pe autorii atentatelor teroriste produse la Paris. Iusuf Murat spune că cei trei teroriști nu pot fi considerați musulmani pentru că ei au încălcat preceptele islamului care interzice ferm uciderea oricărui suflet. Aceste persoane care comit astfel de atentate nu pot să comită un astfel de atentat în numele islamului, pentru că religia islamică nu ne cere așa ceva. De fapt, profetul Muhammad, pe care noi îl urmăm, nu a avut un astfel de comportament, nu ne-a cerut niciodată să avem astfel de comportamente, pentru că și în Coranul Sfânt scrie foarte clar, cel care ucide un suflet înseamnă că ucide o societate întreagă. Declarația lui Iusuf Murat a fost înregistrată astăzi de corespondentul nostru, Mona Constant. Zile hidrografice din județele Timiș, Caraseverin, Bihor, Hunedoara și Arad se află sub atenționări cod portocaliu și galben de inundații. Nicoleta Stoian vine cu mai multe informații. Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu pentru râul Bârzava, Naval de Gătaia și pentru cursul inferior al Moraviței. De asemenea, un cod galben vizează bazinele hidrografice Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș și Mera. Aceste atenționări sunt valabile până mâine la ora 18.